În ajunul sărbătorii adormirii Maicii Domnului, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului a revenit la mănăstirea Adam după ce în timpul postului a fost purtată în procesiune la parohiile gălățene. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba privegherii urmată de săvârșirea prohodului Maicii Domnului. Ținem de la această sfântă sărbătoare bucuria privegherii, bucuria apariției stelelor de pe pământ mai înainte de a apărea stelele pe cer, iar la încheierea cântării prohodului, când soarele s-a ascuns și a venit seara și noaptea, noi am cântat cu toții soarele cel mare, te-a chemat la tine norul cel ușurel. La slujba au participat numeroși credincioși atât din județul Galați, cât și din mai multe localități din țară.